Autoritatea Națională de Administrare Fiscală informează publicul că toate formularele de rezidență fiscală se depun și se eliberează exclusiv electronic. De asemenea, ANAF anunță notarii publici că a fost modificată în baza unui protocol infoNet procedura de obținere a certificatului de atestare fiscală. Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Națională de Administrare Fiscală anunță că datorită măsurilor impuse pentru combaterea epidemiei de COVID-19 la nivel național, formularele de rezidență fiscală se depun și se eliberează exclusiv pe cale electronică. Accesul publicului la ghișeie pentru depunerea și ridicarea documentelor de rezidență fiscală este interzis. Documentația va fi transmisă pe adresele de e-mail camelia.palamariuc.sv@naf.ro și rodica.drgoi.sv@ anaf.ro. Tot Autoritatea Națională de Administrare Fiscală anunță că, în conformitate cu prevederile procedurii de stabilire a schimbului de informații între ANAF, Uniunea Notarilor Publici și Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzută în anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din 19 februarie 2018, articolul 4, alineatul 1, ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 160 alineat din legea 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare codul de procedură fiscală, notarul public transmite o solicitare CNRNN infonet în scopul obținerii certificatului de atestare fiscală. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 4 alinea 2 din procedura susmenționată, solicitarea certificatului de atestare fiscală denumită în continuare CAF și emiterea acestuia se realizează prin mijloace electronice de comunicare.